Despre ce credeți că vom vorbi în acest video? Păi după titlu, cred că știți deja, n-avea cum să-mi scape, am fost un pic ocupat zilele astea, dar nu nimic, pentru o treabă din asta merită să-ți faci timp și să-i dai atenție. Oh, și o, și-o să-i dăm, să zacă. A, ah, pardon, atenție voiam să zic. Da, vom discuta despre clipul EMAG cu șora, ăla cu libertatea, dar nu numai despre ăla, ci despre reclamă în tehnologie și ce este legat de ea în general. Subiectul a primit multă atenție, prea multă și prea pe lângă subiect din punctul meu de vedere și vă voi spune imediat de ce. Iar eu probabil nu voi mai primi niciodată niciun ban de la EMAG, nicio reclamă pe site, nimic, nada, zilci. Dar și dacă ar fi să fie așa, atunci așa să fie, nu mă pot abține. Păi să dăm drumul la video, zic. Ok, să începem cu începutul. Stăteam într-o seară așa și îmi curgea din gură la televizor gândindu-mă la caivers pe pereți. Da, 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 știu, e de că să recunoști că te uiți și la televizor. Acum pe care îl întreb zice, a, nu frate, eu consum doar Netflix, Amazon Prime și eventual din când în când așa, mai rar decât mănânc McDonald's, mă uit la Travel și National Geographic. Apropo, Discovery e de porc, că o ard mai mult pe reality show-uri decât pe știință. Și așa, când e câte o criză, gen Coane Leonida cade guvernul, mă uit la Digi. Să mortu. În fine, fiecare cu obiceiurile sale de consum, zic, deci mă uitam la televizor, mă așa și niște imagini alb-negru, un în slow încep să se deruleze pe ecran. Fac eu repede focusul și mă întreb, păi ești nebun? Au remasterizat ăștia ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război? Bă, nu! Zic, ia să vezi că am viat Nicolaescu și mai făcut un film, iar ăsta trebuie să fie trailerul. Bă, nici asta! După aia văd cadrul cu copiii care suflă în mâini de frig și mă gândesc că mai făcu Cristi Puiu sau Mungiu vreun film. Și până să mă dezmeticesc, îl văd hopa pe Mihai Șora. Ok, pentru cine nu știe, eu unul nu fac parte din elita care zice Aoleu, tu nu știi cine este Mihai Șora, ieși afară. Deci pentru cei care nu știu, este un filozof român, deși filozof ar putea fi un pic prea mult spus. Știți, Platon este filozof, sau Kant, sau Heidegger. Deci mă rog, un om de litere și filozofie din România, sau un filozof mai mic așa, și mă gândeam că și-a lansat vreo carte, deși la 102 ani nu poate fi decât un best of sau un greatest hits ceva. Repet, toată scena se desfășura pe mut. Și după aia, șoc și groază. Văd sigla EMAG și de desubt se dizolvă elegant sloganul Libertate în fiecare zi. Zic, ce asta blea? Bă, ești nebun? Zic, asta e o reclamă. Nu, n-are cu. Bă, deci nu cu Smiley, nu cu Delia, nu cu Cabral, bă, cu Șora stai, 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 că trebuie să aprofundez problema. Și ca să vezi ce reflexe obosite am, în loc să mă uit repede pe YouTube, stau ca tărâmbetele și aștept următorul calup publicitar. Știți cum sunt eu. Lumea se uită la emisiune și eu la calupurile publicitare. De fapt, chiar a fost interesant. Am descoperit că pot fi chiar mai atrăgătoare astea decât emisiunile propriu zise. Și hop, îl văd din nou. E, de data asta eram pregătit. Sonorul la maxim, eu la un metru de televizor, pe recepție, frate. Au textul și vorba bătrânului Miron Costin, cronicarul, mi se sparie gândul, zice șora cu voce gravă. Aveam 30 de ani când viața s-a oprit. Păi zic, mă șora n-are acum 102, adică cum s-a oprit? Dar mă scoate repede din stupoare când zice, când s-a lăsat cortina și zidurile au început să fie înălțate. A, păi zi așa, acum încep să mă însemnez la ce te referi. Aveam 30 de ani când ne-au condamnat pe toți la frică. Da, ar fi putut să fie o replică într-unul din filmele despre comunism ale noii generații de regizori. Sincer, știu că nu e de bon ton să spun asta, dar pe mine mă plictisez rău filmele astea, deși eu am trăit vreo 14 ani pe vremea aia. Nu știu, parcă tot la Avengers și la Star Wars m-aș duce mai des. Dar așa eu, mai superficial și mai puțin intelectual. Dar zău, când îi văd pe cât de intelectuale o ard, îmi vine să-mi rup propria mea diplomă de la Facultatea de Filozofie a Universității București. Iar pe copiii noștri, la foame și la frig. Asta așa e, ce să zic. Probabil mulți dintre abonații acestui canal s-au născut gen mult după 89, dar nu nimic, nu suntem cu toții perfecți. Ne-au condamnat la întuneric, la beznă, din care mulți au încercat să scape, dar puțini au reușit. Și asta e adevărat. Am și eu un prieten care a fugit cu tirul în Germania în 84 și a făcut o poală de bani și nu de mult s-a întors în România. Cei mai mâncat ciuperci halucinogene? Ci că să-și facă un business aici. E naiv. lasă că-i trece repede. Vede el. Aveam 30 de ani când mi-am pierdut ce aveam mai aproape de suflet. Libertatea. Hai că, punchline-ul ăsta, adică stai să nu-i supărăm pe apărătorii lui gât și na suflete, adică replica asta de forță m-a lovit direct în uh, suflet, cum zice autorul acestor rânduri. Dar chiar autorul o fi creativul de la agenție sau maestrul șora însuși. Asta este o treabă de investigat. În fine, și o ține așa aproape un minut și jumătate. Chestii grave, dure, pătrunzătoare, spuse rar, balansat, cu o voce cavernoasă, cu pauze atent studiate. Apropo, felicitări băieților de la masterizare sunet, cu viorile care bagă mare pe fundal, adevăruri adânci, răscolitoare și hop, apare emag, libertate în fiecare zi. Oh, păi ce facuși băi nene? Am mai văzut eu una din asta. Iertați-mi comparația. O reclamă mă refer la un telefon chinezesc de am crezut că leșin de râs și odată cu mine toată sala. Tot așa, viori, voce gravă, muzică înălțătoare și hop vine cartonul de final. Deci cam așa. Viața, lumea, arta, chestii grele și la sfârșit zice TING! Honor smartphone! Deci am căzut de pe scaun. Cam așa și cu asta. Revenind, mă zic. Asta n-are cum să treacă neobservată și să vezi ce show iese. Evident că nu m-am înșelat. Acu sigur că e mag, n-are decât să se bucure. Cred că puține reclame au mai făcut atâta vâlvă în ultimii 30 de ani. Deci, indiferent de tipul de publicitate, ea rămâne tot publicitate. Asta pentru că mă chinui să adapteze expresia englezească. Știți aia cu bad publicity, still publicity. De fapt, cea mai tare cred că a fost seria aia cu Dorel, zic eu și parcă mai simpatică decât asta. Dar compar mere cu pere, vor zice hipsterii din publicitate cu bărbi în stil puznic și rame groase la ochelari. Da, 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 așa e. Și stai să vezi, zic, ia să vedem, blea, ce zice lumea pe net. Băi, și intru și mă ia cap care mai de care mai cult în cap? Că să vezi că de fapt Șora nu e ce zice el că e, că de fapt a făcut parte din Partidul Comunist francez și după aia din PCR. Îi las că nu, că ale tinereții valuri și că omul are dreptul să-și schimbe perspectiva. Că da, dar el a fost director de editură pe vremea comuniștilor și că nu are dreptul să vorbească despre libertate. Că ba da, că uite că la proteste a ieșit în stradă la cei 100 de ani ai lui. Bă, mă gândeam Păi ăștia sunt sănătoși la cap? Adică nu vede nimeni elefantul din încăpere? Adică treaba nașpa, chestia centrală din toată șarada asta este trecutul lui șora? Nu, nene, -ne. oamenii ăștia, influenceri, jurnaliști, cum dracu s mai numi ei, nu se mai fac bine. Hai să lăsăm bancurile deoparte și să înțelegem ce spune de fapt reclama asta grosomodo. Apropo, e tot în latină, nu în ronglez. Că libertatea, acest concept, atribut fundamental al esenței și al existenței umane, este echivalentă cu libertatea de a-ți cumpăra de la EMAG. Ia gândiți mai flăcăi, adică da, am suferit, am flămânzit, ne-am chinuit ca să ne putem cumpăra pe online. Bă, foi mama ei de viață și de libertate, deci de asta am strâns din dinți și din buci 45 de ani lumină, de au murit oamenii în 89 ca să ne putem noi cumpăra online chestii de la EMAG, dar pe asta n-a văzut-o nimeni în focul partizan al discuției privind apartenența ideologică a domnului Șora. Și ăsta este doar un aspect. Ajung imediat și la următorul. Nu vi se pare de-a dreptul cretină apropierea asta deliberată între gravitatea celor renunțate timp de 1 minut și 15 secunde și superficialitatea ultimelor 5 secunde? Cred că dacă era în America reclama asta gen soldații care au murit în Vietnam folosiți pe post de promotor la Walmart, cred că se lăsa cu niște procese. Sau nu? Poate nu e cel mai bun exemplu, dar înțelegeți ce am vrut să spun. Adică, pe bune? E ca și cum ai zice, nu știu, eroii morți la Timișoara vă recomandă Colgate. Deci la asta se rezumă sacrificiul acestei nații acum 30 de ani, la dreptul de a face shopping online la liber. Nu mă înțelegeți greșit, este și ăsta un câștig, un drept, un ce dracu vreți voi, dar de aici și până la al echivala cu conceptul de libertate este multă ignoranță și mai mult tupeu, poate și un pic de nesimțire. Cum să pui botul la așa ceva? Trebuie să fii ori foarte prost, ori foarte hipster să nu-ți dai seama de aberația asta. În plus, și mama dracului suntem noi tot timpul ca ne lumea. Adică în lumea civilizată, deja intelectualii critică dur consumul ăsta fără margini și fără minte, la noi filozofii fac reclamă la marile lanțuri de retail. România te ador trăiți arție. De fapt, de ce vă mai mir când Liceanu, un alt mare filozof antreprenor sau antreprenor filozof, cum vreți voi să-i ziceți, făcea cu ani în urmă într-un articol fluviu prin nu știu ce cotidian reclamă deșanțată și apologia BMW și Alfa Romeo, mașinile personale ale dânsului care primiseră și nume recte Siegfried și Marcelo. Hai că sunteți suficienți de deștepți ca să vă dați seama care era care. Bă, nu știu ce cu filozofii ăștia din România, complicat cu ei. Cred că sunt foarte departe de modelul Diogene care locuia în butoi și care nu prea avea nevoie de cele lumești. Și mai aproape de modelul Tales, care a demonstrat că dacă ești deștept, poți fi și bogat, cumpărând presele de ulei de măsline într-un an când ele nu erau la mare căutare și apoi închiriindu-le sau vânzându-le foarte scump atunci când ele au fost necesare. Da, mare jucător pe bursă era Thales ăsta. Căutați pe Wikipedia povestea acestor doi filozofi, este interesantă. Deci ai noștrii cabrazii sunt mai pe modelul Thales, întreprinzători și perseverenți. Eu nu zic, doamne ferește, că filozoful trebuie să fie sărac, dar domnul Șora, dacă erați în dificultate cu banii și vă trebuia musai onorariul de la EMAG, mai bine făceam noi o chetă aici pe canal să dăm o mână de ajutor, nu glumesc. Nu am absolut nimic cu EMAG, nici cu dumneavoastră, dar zău că nu vă prinde uniforma asta de promotor pentru EMAG. Hai să lăsăm chestia asta pentru băieți frumoși cu mușchi și fete în fustă scurtă, vedetuțe efemere și hai să nu ardem pe dastea cu libertatea, foamea, suferința, că totuși vorbim de ace, brice și carice, telefoane, ochelari Ray-Ban, Pampers și mâncare de pisici. Nu se pupă. Toată abureala asta patetică nu e din același film cu obiectul muncii. E un mecanism prea transparent și prea lame acest principiu de bază din publicitate că trebuie să apelezi la chestii din astea primare, gen emoție, frică, nostalgie sau nevoia de a râde. Mai ales atunci când efectul este vădit căutat, când e cusut cu ața albă. Trebuie să știi să-l ascunzi, să-l deghizezi, să-l faci să pară natural și mai ales să se potrivească cu discursul. Deci cei care l-au conceput ori sunt gufi rău de tot și au zis bă, cum să o dăm noi atât de tare încât să plângă masa, ori și-au dat seama că discursul e total de ampul dar au zis, lasă bă, că e România, merge și așa. România gen țara aia unde lumea plânge la seriale turcești și se uită la scandaluri fake în reality show-uri. Și uite așa le-a ieșit această poezie ridicolă, penibilă, la care nu le pot răspunde creatorilor decât cu versul filozofilor de la Biugi Mafia. Iar ție, domn poet, pentru cine nu știe, găsiți continuarea versului pe net. Dar la noi merge mecanismul ăsta dialectic, ca să vorbesc pe limba domnului Șora. Libertate și comerț online, filozof și promotor. De fapt, l-am putea numi chiar materialism dialectic, prieteni știu de ce, dat fiind că sinteza acestor binoame, teza, antiteză, rezultă într-un deal lucrativ pentru toată lumea și este totodată și o sinteză a societății românești actuale, foarte materialiste de altfel. Și acum hai să dăm un contraexemplu tot din tehnologie. Mă rog, asta așa, în ideea în care EMAG încă mai vinde și tehnologie, sau cel puțin așa a pornit. Și cred eu că este imposibil ca creativii de la agenție, cacofonia e deliberată, să nu se fi gândit măcar întreagăt la acest exemplu. Apple Macintosh 1984, reclamă considerată de unica fiind poate cea mai bună din toate timpurile și care, desigur, nici ea nu a scăpat de controverse. Încă o dată și fără aroganță, pentru cei care nu știu, această reclamă a fost difuzată de Apple în pauza de la Super Bowl în acea perioadă pentru a-și promova noul Macintosh și făcea referire directă la romanul distopic 1984 al lui Orwell și indirect la rivalul IBM. Regizată de Ridley Scott, care tocmai făcuse primul Blade Runner și reclama asta se lega tot de chestiuni fundamentale, gen libertate, opresiune, mic, mare, David și Goliath, Apple versus IBM, culoare vs. cenușiu, iar ideea de final că 1984 nu va fi ca 1984 odată cu apariția acestui computer Macintosh era grandioasă. Modul în care împăca acea reclamă, aceste concepte mari cu intenția comercială, a fost și este unul magistral. Dar vrăjeala din cazul de față este extrem de departe de rezoluția acelei reclame de acum 35 de ani. Slab, foarte slab și ridicol. Sunt extrem de atent la reclame și la ce transmit ele. Înțeleg intenția de a te abate de la căile bătătorite, de a alege și altă direcție de advertising decât cea obosită la care nu se mai uită nici dracu. Dar eu nu văd absolut nicio deosebire între șora recomandând indirect EMAG și fătuțele ale actrițe care apar în spoturi în calitate de medic stomatolog și recomandă în mod direct o anume pastă de dinți. Fake fake, fake. Înainte să închei, aș vrea să mai spun asta. Dragi jihadiști ai tastaturii, insist să nu mă înțelegeți greșit și să nu dezlănțuiți războiul sfânt în comentarii. Nu am nimic cu libertatea comercială, cu comerțul în sine, cu reclamele, cu advertisingul în general. Din potrivă, aș spune că sunt adesea un cumpărător bulimic de diverse tâmpenii. Și cu atât mai puțin am ceva cu EMAG sau cu Shora. Dovadă că nu mă interesează absolut deloc trecutul dânsului, cel puțin în cazul discutat în acest video am ceva cu reclama care pur și simplu mi se pare proastă. O reclamă bună trebuie să ți dea senzația plauzibilității, la fel ca în cazul unui film bun. Nu mai știu cine zice asta. Dacă atunci când te uiți la film, știi că te uiți la film, înseamnă că e prost. La fel și în cazul de față. Văzând această reclamă, sunt conștient la fiecare frame că mă uit la o reclamă. Și sper din tot sufletul că acest video nu pică în aceeași categorie. Hai, spuneți-mi în comentarii, ați văzut reclama? Ce părere aveți despre ea? V-a plăcut? V-a stors o lacrimă? Hai să-mi creșteți algoritmul. Și tot apropo de algoritm, chiar dacă YouTube nu mai afișează numărul exact de abonați, asta nu trebuie să fie un motiv care să vă oprească din a vă abona pe acest canal. Chestie pentru care vă mulțumesc sincer și apreciez. Baftă!